Una din două afaceri mici din România îndeplinește acum condițiile pentru a obține un credit. Numărul lor este în creștere după ce statul a decis să-i sprijine pe micii antreprenori prin programul IMM Invest. În 2020, doar unul din 7 IMM-uri obținea finanțare de la bancă. În 2020, prima dată când s-a lansat, a fost printre primele companii care au semnat. Mi s-a părut foarte interesant faptul că avem o perioadă de grație pentru dobândă. La sfârșitul anului 2022 aveam 8 angajați, iar în prezent avem 35. Guvernul nu dă bani imediat, dă bani doar în caz că acea companie care a fost finanțată are probleme și trebuie executată această garanție de stat. În cei 3 ani de la lansarea programului guvernamental, aproape 85.000 de companii l-au accesat. Speranța autorităților este că numărul acestora va depăși 110.000 în 2024. Bugetul este generos, 12,5 miliarde de lei. Sperăm ca în prima ședință de guvern să se aprobe. Avem cel mai mare buget al schemei pe IMM+. Vestea mai proastă, să zic așa, că Comisia Europeană a prelungit programul doar până la 30 iunie 2024. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii spune că fiecare leu garantat de statul român a adus la buget 12 lei sub formă de taxe și impozite. Dar cum pot lua firmele românești credite prin IMM Invest? Trebuie să se înregistreze oficial în aplicație, să introducă datele online și să aleagă o bancă. Apoi așteaptă acordul din partea Fondului de Garantare înainte de a primi banii de la bancă. E de avut în vedere faptul că durează destul de mult aprobarea de către fond. Noi cred că prima dată am stat undeva la 30 de zile. Companiile care au beneficiat de IMM Invest au înregistrat o creștere cu 5% a numărului de angajați, iar cele aproximativ 85.000 de IMM-uri care au luat un astfel de credit și-au crescut profitul cu 19%.